your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. May the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Oh. Here we are, as in olden days, happy golden days. Faithful friends you are, dear to us, God only to us once more. Through the years, we'll always be together. If the fates allow, hang a shine. Shining star above a Chinese bar. And have yourself a merry little Christmas. Bună seara la Crăciun, bună seara la Crăciun. Iată că suntem în data de 25 decembrie 2020. Prima seară de Crăciun. Așteptam de mult acest moment. De când am început promovarea acestui eveniment, concert de Crăciun, concert caritabil pentru prințesa noastră din Vișeul de Sud, din Maramureș, Daniela, o fetiță de un anișor care are nevoie de ajutorul nostru. Și sunt sigur că vom strânge niște bănuți în această seară pentru ea. Așa că, cum mi-a venit ideea aceasta de a face acest eveniment de Crăciun online? Pentru că, cum știm cu toții, trecem printr-o perioadă destul de dificilă, un an în care noi așteptam să fie plin de schimbări, plin de provocări și am hotărât, pentru că eu tot făceam tot felul de evenimente live din mica mea căsuță, pot să spun așa, și m-am hotărât să fac acest eveniment caritabil pentru că în urmă cu un an de zile mergeam cu cei de la Orca, pe care îi salut cu această ocazie dacă mă urmărește cineva, Bogdan Stănescu și Mihai Iacob, Ana Maria Măcari și toți ceilalți, familia Prieșii, toți ceilalți cu care mergeam la colindat până cu un an de zile. Da, mergeam la colindat împreună cu ei și hai să iau microfonul să stau puțin mai relaxat pentru că e nevoie de o introducere, nimeni nu-mi grăbește, o să fim în seara asta vreo 60 de minute împreună live. Am zis să, dacă tot nu putem să mergem în casele oamenilor, să intru eu cumva cu forța, să spunem așa, prin intermediul online-ului și să vă colind puțin. Și dacă putem să strângem niște bănuți, inițial m-am gândit să facem niște premii pentru noi cei care suntem live, pentru prietenii mei, care intră de fiecare dată în live-ul meu. Și să ne premiem unul pe ceilalți, dar am zis că până la urmă sunt oameni care au nevoie mult mai mult de ajutorul nostru. A fost o parte ușor pentru că, na, dat fiind situația critică în care se află România, putem să spunem că sunt mii și, sau milioane de familii care au nevoie de ajutorul nostru. Am apelat la internet și am căutat cazuri sociale în Baia Mare, în Marea Mureș și am dat de Andrada Toporaș, pe care o salut și mulțumesc și urez Crăciun fericit. Și mulțumesc că a fost foarte, foarte ok și imediat mi-a dat un, să spunem, un caz al ei de care se ocupa și spunea că în urmă cu câteva zile primisese o scrisoare cum că
nu au nici bănuți de lapte, praf și Pampers și așa mai departe, o familie de o mămică și trei copilași din Vișeu, cum am spus, din Maramureș, un aișor, fetița Daniela și ceilalți frățiori puțin mai măricei, dar în sfârșit au nevoie de ajutorul nostru și sper în seara asta să putem să strângem o mică parte și oricât ar fi, dacă puteți, cu mare drag, o să afișez, Claudiu Ostreu, frumos, să afișez pe ecran și paper-ul unde puteți să trimiteți bănuți sau interact prin e-mailul meu personal. Indiferent cât ați putea, cu mare drag, eu sunt aici și sper până la sfârșitul emisiunii, dacă nu până de anul nou, când doresc să strâng niște bănuți, să îi trimitem și în țară și să se bucure de noi și de aceste minunății din partea noastră. O să am foarte multe de povestit cu voi și aș vrea să-mi scrieți, pentru că în această seară am și un premiu din partea sponsorului nostru, sunaacasa.com. Sunt prietenii mei care au dezvoltat o platformă pe internet și prin telefonie mobilă și numai și telefonie fixă. Și primul din partea lor este 1000 de minute, dar numai și 1000 de minute în rețeaua fixă și în telefonie mobilă 100 de minute în țară. Deci o să fie un premiu drăguț pe care o să dăm la sfârșitul acestei serii cele mai drăguțe urări de an nou fericit. Okay? Așa că aștept pe Facebook să scrieți persoanelor dragi care se află, sunt sigur, de parte de voi în țară, să le scrieți o urare frumoasă și chiar ați vrea să spun că am fost colindat de bunica mea de 95 de ani prin internet, m-a sunat și mi-a cântat o ce veste minunată și m-a atins foarte mult. O să am și mai multe mulțumiri persoanelor dragi care mi-au fost alături acest an și este timp. O să încep cu un colind, Moș Crăciun, care sper să cădați împreună cu mine. Ok? Și aștept urările voastre în această seară, bineînțeles. Timp de 60 de minute, de acum încolo, vom fi live. Ok? Așa. Citim și mesajele voastre imediat. Am văzut că ați intrat deja câțiva dintre prietenii mei. Te pup, George, te pup, Cătălina Ancuța. Vă pup și vă urez un Crăciun fericit. Ok. Hai să cântăm primul colind de această seară, Moș Crăciun. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun.
controle să o apuci. Ți-aș cânta florile d'albe, de la noi să nu te duci. Moș Crăciun, 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 Moș Crăciun. Vreau să spuneți dacă sunetul și imaginea sunt ok? Să dați un ok, pentru că deocamdată nu am telefonul să pot să confirm, să verific. Ok, de puțin mânge chitara. Așa. Ok. Ok. O să vă cânt la fiecare două, trei colinde și acest Have Yourself a Merry Christmas, because I like it so much, pentru că sunt și foarte mulți canadieni și oameni din Europa care mă urmăresc, așa că singurul colind din această seară în limba engleză și mai e și Feliz Navidad și în spaniol și în engleză, vi l-am pregătit, ok? Hai să mai cântăm Have Yourself a Merry Christmas. Spune-ne mai strângem puțin. Să-mi dai și telefonul să încep să citesc mesajele voastre și mulțumim tare mult că sunteți împreună cu mine în această seară. Laurențe, te pup! Laurențe, te pup! Mă pup și pe Roxana și pe chindeii tăi frumoși. Crăciun fericit! Pui, eu te pup și pe tine. Dan Cicu, să nu uiți, Paul Moș Crăciun cu plete de albe. Da, tocmai ce l-am cântat împreună la... Ok, la grădiniță, prima dată, te pup mereu, 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 brother. Salutare, Dan! Te pup și Crăciun fericit! Ah, multe mesaje, oh my god. Ok, Horatiu, te pup, am fost la tine
împreună cu George, știi foarte bine, îți urez Crăciun fericit alături de soția ta minunată. Adina Lazar, Crăciun fericit, Merry Christmas. Ok, Natalie, te pup și pe tine, Natalie. Ok, eu aveam o listă lungă de prieteni care vreau să le mulțumesc în această seară, dar pentru că îmi scrieți de fiecare dată, o să amintesc de voi, Natalie și Nick, și sunt prietenii care au organizat mai multe evenimente, printre care și ultimul făcut de ei împreună cu trupa Phoenix în Toronto. Vreau să mulțumesc pentru această ocazie că au avut încredere în mine și m-au invitat la acel eveniment. Am fost la Conectat împreună și pentru că mi-au pus studioul lor la dispoziție. Așa că next single o să-l ascultați undeva în primăvară, o piesă funky, frumoasă. Ok, mulțumesc încă o dată, Natalie și Nick. Laurențiu, acum e și rândul vostru. Mulțumesc tare mult pentru faptul că de fiecare dată când suntem la voi ne primiți cu mare drag, nu știu ce să ne oferiți. Ați fost alături de noi ca toți ceilalți români de care am avut parte și cu care ne-am întâlnit de când suntem aici din 2000. De când suntem aici, țucă, 2000, cât? 18? În aprilie 5, de când v-am primit prințesa noastră 6 ani și ori, vom face 3 ani de Canada. Am zis bine, da? Ok, 3 ani de Canada și mi-aduc aminte și acum când am aterizat și acum are emoții ca oricare dintre voi care ați venit aici. Și pentru noi nu era un necunoscut pentru că aveam familie aici. Apropo de familie, știu că mă urmăresc în această seară și Georgia și Adi și Santi. Vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot. Să aveți un Crăciun fericit, tocmai ce am închinat un par de vin cu voi. Și închin și cu voi un par de vin roșu, bineînțeles. Vă urez multă sănătate și un an mai bun, pentru că am avut parte de un an mai deosebit. Pentru mine nu a fost un an foarte rău, dar pot să spun, îmi doream să spun asta, că la începutul emisiunii un ochi îmi plânge și un ochi îmi râde, pentru că care fiecare dată vedem atâția oameni care au nevoie de ajutorul nostru și au atâtea probleme și nu pot să fiu un total fericit, dar văzându-mi prințesa care mă urmărește acum, fetița noastră și soția care îmi sunt alături, sunt sănătoși, asta e cel mai important. Am o listă lungă, o să deschid caietul imediat. Nu uitați de sponsorul meu, nesunacasa.com, care vă oferă acest premiu în această seară, și de donațiile care am uitat să le scriu la începutul postării, dar o să scrie Claudia PayPal. Ești ok? Putem să scriem și acum pe donații telefonul? Așa. Cât puteți. Și oricum vreau să mulțumesc Marin Breje că s-a oferit $50 în urmă cu câteva zile. Ștefan Dragoș și soția lui $100, deci vă mulțumesc tare mult. Deja sunt niște bănuți care se vor îndrepta către Daniela și familia ei. Așa că, cu mare drag, dacă în urmă cu un an de zile mergeam cu orca la Colindat și strângeam bani pentru o bursă a unui student, iată că anul acesta și prin intermediul online-ului, această pandemie, dacă pot spune așa, ne-a făcut să fim mai apropiați și prin intermediul online-ului promit să facem în fiecare lună măcar cât un eveniment caritabil pentru cineva care are nevoie de ajutorul nostru. Așa că vă mulțumesc din suflet. Închin un par de vin cu voi, Crăciun fericit. Și hai să mai cântăm un colind. Hai să cântăm pe strada din Be Flying, ok? Dar acum un an eram în casele voastre și acum sunt în casele voastre, dar prin intermediul online-ului. Crăciun fericit în continuare! Iisus s-a născut în seara de
de Crăciun. Când Ivy Flying să iasă, să opriră la o casă, Iisus s-a născut în seara de Crăciun. De unde veniți, drumeți? Tocmai de la Nazaret, Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Că afară frig și noapte, Maica Sfântă nu mai poate, Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Că afară frig și noapte, Maica Sfântă nu mai poate, Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Crăciun fericit tuturor românilor! Ok, și acum? Mă citim din mesaje? Vreau să spui doar când intră cineva și putem să căutăm. Mulțumesc, Adina, uite, din partea Adinei Lazar, prietena noastră la care am fost anul trecut de colindată, am trimis $50, mulțumesc tare mult, ține-o legătura prin transfer, ok? Și povestim după aceea, mulțumesc tare mult încă o dată, Crăciun fericit! Iată că s-au strâns deja $200, am să zic. La sfârșit de an, fii mai bun, fii mai fericit, cum se spune. Am zis că am mai multe persoane să le mulțumesc și mi-am făcut o listă pentru că pe de o parte îmi cer și scuze dacă uit pe cineva, deși nu cred, dar m-am notat aici. În primul rând vreau să mulțumesc Bunului Dumnezeu că am o familie sănătoasă și suntem cu toții de fel și bine în aceste momente, chiar dacă am avut un eveniment mai puțin plăcut în această perioadă, unchiul meu din România s-a stins și Dumnezeu să-l odihnească și îi urez familiei condoleanțele noastre, Kiki și Oana, Cimioara, vă pupăm și suntem alături de voi. Ok, mulțumiri familiei, mulțumesc mama pentru că mi-a dat naștere, bineînțeles mulțumesc tata pentru toate sfaturile constructive și critice care mi le dai de zi cu zi când suntem aici la concerte. Mulțumesc Claudia, soției mele, I love you, că mă suporți. Mulțumesc Clara, I love you, te iubesc, edița noastră frumoasă. Mulțumesc Dodi pentru tot. Cuvintele sunt de prisos. Ajunge un singur mulțumesc și cred că contează foarte mult. Mulțumesc Adi și Santi că ne sunteți alături și pentru faptul că ne-ați făcut această posibilitate și oportunitate să ajungem aici în Canada, să fim alături de voi. Până la 24 iunie, în fiecare an. Așa? Aș dori să-i mulțumesc și avocatei noastre, Rodica Toma, care a fost alături de noi și din prima clipă, de când Teo Milea, prietenul nostru, pianistul Teo Milea, te pup, Teo, și îți urez un Crăciun fericit și ție. I-a spus de această chestie nouă apărută în urmă cu 3 ani de zile pentru sportivi și pentru artiști legat de rezidența permanentă în Canada și Rodica ne-a ajutat cu actele și iată că mai puțin de un an am primit aceste acte și suntem aici în Canada de aproape 3 anișori și cum trece timpul nici nu știu. Mulțumesc încă o dată Rodica, mulțumesc Teo, mulțumesc tuturor. Mulțumesc Marin și Gabi Breje, familia Breje care a fost alături de mine de când am venit aici prima dată, când am aterizat prima oară? 2011. După care am mai fost de 2-3 ani și mi-a întins o mână de ajutor și mi-a fost alături și
Mulțumesc încă o dată, plus că a și sponsorizat, cum vă spuneam adineori, pentru Daniela. A făcut o faptă bună și a fost alături de noi și mulțumim încă o dată. Monica Dinca este stomatologul meu, mulțumesc încă o dată, trebuie să mai vin pe la tine, o să mai vin cât de curând. Crăciun fericit ție și familiei tale și uite că odată cu acest eveniment le mulțumesc tuturor, pentru că dacă nu ar fi fost pandemia, normal că aveam deja multe evenimente la care ne întâlneam și puteam să ne pupăm, să ne vorbim, să ne mulțumim reciproc. Neatele și Nică, încă o dată, Luca, mulțumesc tare mult pentru sprijin, ați fost alături de mine și urmează să mai vin la voi în studio, așa că sper să mai răspundeți la telefon cât de repede. Urmează familia Ancuța, George și Cătălina. George este, nu-mi vreau să spun șeful meu pentru că sună așa ciudat, e prietenul meu, mi-a întins să pot spune acum dacă mă mărește, mă mână de ajutor și chiar dacă nu am profesat în acest domeniu, m-a ajutat și mă ajută în fiecare zi și îi mulțumesc încă o dată pentru asta, mai ales în vremurile de astăzi când poți găsi atât de greu un job, un serviciu și sper că îmi dau tot efortul să fie bine, să fie ok și ne aștept un an plin de job-uri și de treabă. Așa că mulțumesc încă o dată George și Ancuța și îl salut și pe Mai și familia lui care cred că mă urmăresc că împreună sunt în aceeași căsuță. Anul trecut eram la voi, dar anul acesta, uite, sunt la mine acasă online. Mulțumesc încă o dată, cu mare drag. Cristina Zaharia este prietena noastră care de ziua mea mi-a făcut o surpriză prin mesagerul secret, prin soția mea. Mi-a trimis o șampanie, un card și o felicitare minunată. Mulțumesc încă o dată. Și sper că de repede să ne întâlnim să încheiem acel contract de asigurări, ok? Pentru că ea face asigurări și mă bate la cap în fiecare săptămână. Cum e, Paul? Cum ești? Ce vrei să faci? Și te-ai hotărât la acea asigurare de viață și așa mai departe vrei să le facem și sunt sigur că o să găsim o variantă cea mai ok. Așa că, Cristina Zaharia, îți mulțumesc tare mult pentru cadou și îți urez un an nou mai bun. Ștefan Dragoș și Mihaela Dragoș, mai sunt prietenii mei care m-au invitat mai multe evenimente unde am cântat și m-au susținut financiar, pot să spun, sponsorizându-mi ultimul meu videoclip filmat cu Cristian Chirecheș. Trec de la un nume la celălalt pentru că sunteți foarte mulți care mi-ați fost alături și sper să nu vă uit pe niciunul. Cristian Chirecheș, încă o dată mulțumesc pentru acest videoclip al piesei Touch me, baby, I know you want me, baby. Touch me, baby, right now, right now. Ok, îl găsești pe YouTube această piesă. Mulțumesc încă o dată, Cristi. Și Ștefan Dragoș m-a invitat la niște evenimente, spunând că a fost fan Gaz pe Foc și m-a făcut să mă întorc în timp, așa, anul trecut. A amenajat un cor foarte mare în curtea lui și a pus videoclipul cu Gaz pe Foc și m-a făcut să mă simt extraordinar. Mulțumesc încă o dată și pentru sprijin, pentru sponsorizarea pentru Daniel în această seară și îți urez un an nou alături de soția ta minunată, un an nou fericit și multe realizări. Ok, am făcut de Cristi Chirecheș, regizorul videoclipului. Liviu Bejan, la fel, mi-a fost alături și mulțumesc încă o dată. El sponsorizează mai multe evenimente online și nu numai. Mulțumesc încă o dată, mă înclin și îți urez un an plin de realizare alături de familia ta frumoasă. Ok, familia Oprea, Laurențiu și Roxy, încă o dată jos pălăria și sper să ne vedem anul ăsta. Vedem, nu știu, până de anul nou, de Revelion, vedem, facem o încercare și vedem, pentru că suntem cu toți în lockdown și vedem cum va fi. Hai să facem o pauză, mai cântăm și după aia mai revenim, ok? Și o să vă mai citesc și din mesaje, pentru că știu că sunt multe mesaje, îmi spune Claudia, soția mea care este moderatorul acestui live. Ok. O să trebuiască să iau și tableta, unde tableta? Da, ok. I have it. You have it? Yes. E tableta fetiței noastre. Unde mi-a scris niște versuri, pentru că... Da, nu pot să știu chiar toate versurile.
Următoarea piesă, Florile Dalbe, piesă care o cântam cu cei de la Orca. Vă mulțumesc, copii, și îmi pare rău că nu suntem împreună, dar anul ăsta, asta a fost. Să cântă, ok, Florile Dalbe. Gazdă din pătuns, florile-ți dabe, și ne dă un colăcus, florile, florile-ți dabe. Că mămuca n-au făcut, florile-ți dabe, să tădea să n-o avut, florile, florile-ți dabe. Găsit-o căpătat, florile-ți dabe, povata i s-o crăpat, florile, florile-ți dabe. L-o sfădit mama pătata, florile-ți dabe, de ce s-o crăpat căvata, florile, florile-ți dabe. Covata oniki, florile-ți dabe, motorul s-o unit, florile, florile-ți dabe. Când cuptorul o tocmit, florile-ți dabe, anul nou și zânit, florile, florile-ți dabe. Florile, florile-ți dabe. Florile, florile-ți dalbe. Booking most cruises can be complicated. Limited time promotions that only apply sometimes on some rooms to some place. Ok, hai să mai cântăm ceva frumos până o să citesc următoarele mesajele voastre. Pentru cei care ați intrat live, trângem bărăs pentru Daniela, căci o fericit în continuare. Be light from now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. May the Yuletide gay. Trouble will be miles away. Oh, 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 oh. Here we are, as in all the days, happy golden days of yore. Faithful friends you are, dear to us, gotta need you us once more. Through the years, we always be together. If the fates allow, and a shiny star upon the highest bow.
have a sound. A merry little Christmas now. Să vă citesc din mesaje, pentru că sunt curios câtul mai a scris. Să dai... Deja telefonul se descarcă. Ok. Ah, bun, să mai citesc din mesaje. Adina Lazar, Crăciun fericit. Ileana, Ileana, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Natalie Luca is watching the pub. Natalie, și pe Nic, și pe Gașca de acasă. Laurențiu, hello. Ok, mesajul lui Dan, încă o dată, nu o să vin niciodată, am câteodată împreună de aia la grădiniță. Te puși pe tine de nunț. Mihaela, Fura, Crăciun fericit. Mulțumim pentru concert. Cu mare drag și... nu uitați că acest concert nu este pentru, nu este pentru mine, pentru voi și pentru Daniela. Redelea s-au strâns $200 și eu sunt mă drăguță. Se poate bucura deja de toate cele. Mandu Ștefan Alexandru, te pup și pe tine, ciao. Salutări de la Giurgiu. Servus, Giurgiu, salutare. Te pup, salutări și lui Nicol. Mie, la fel, încă o dată, superbă inițiativa. Mulțumesc tare mult. Așa, așa, bravo. Sărbători fericite și un an mai bun. Eric. Salut, Eric. Colegul meu, ciao. You are the greatest singer I have ever heard. God choose you among the Elthings. Continuous success. Gianni Canadiano. Hey Gianni. Salutare. Merry Christmas and Happy New Year. Nu se vede link-ul pentru donații. Da, Mihel, așa este. L-ai postat? Da. De PayPal sau de... De PayPal? Yeah. PayPal? She transferred. That means... Da? Ok. Au apărut, am înțeles, link-urile, da? Ok. Dacă am trecut, mergeam prietenii mei de la Orca, ok, asta e mesajul, ok. Uite, a apărut acum mesajul la paypal.me/paulpanei și interact de transfer Paul Panei din mail-ul meu. Dacă se strâng câțiva bănuți, e perfect, eu îmi fac datoria și sunt alături de voi în această seară. Deja timpul trece, nu o să mai stăm foarte mult. Mâine vreau să vă invit la concertul de Crăciun organizat de Fericia Stepan, pe care o salut și o pup și urez sărbători fericite. Mâine la ora 12 sunteți, vom fi pe Pulse TV. Găsiți pe pagina mea că am postat link-ul zilele trecute, așa că o să am o reprezentație acolo. Două piese, un colin și o piesă mai ritmată, mișto. Hai să mai mulțumesc unor persoane. Pentru că e seara mulțumirilor, nu? Ok, am rămas la Liviu Bejan, încă o dată mulțumim tare mult. Bogdan, te pup, Bogdan, sumele de DJ Magnum, care acum se află în Londra. S-a mutat de tot în Londra și îi urez mult succes în noua lui carieră și în noul lui drum. Este orchestratorul pieselor mele, Touch Me, și unul meu single, Never Enough, care o să-l ascultați în primăvară, cât de curând. Mulțumesc tare mult, nu au avut nicio pretenție financiară și pot să spun că jos pălăria. Mulțumesc tare mult, a făcut o treabă bună și sunt sigur că vom mai putea colabora și la cealaltă piese. Ok, Tabita și Luci, prietenii noștri, Tabita. Tabita, sper că ne urmărești în această seară, mă urmărești. Mulțumesc tare mult, ne-ați fost alături de noi de fiecare dată cu... cadou, ne-ați invitat la tot felul de cocktailuri, am cântat, ne-am simțit bine și așteptăm cu mare drag să ne reîntâlnim cât de repede. Sperăm să fie cât mai repede acest moment, să ne vedem în, nu știu, februarie, martie, în Valentine, să facem un party trăznit, așa mișto, la voi în backyard acolo, ok? Fericea Stepan, da, mulțumesc încă o dată, ea a fost și managerul meu și la un moment dat am întrebat colaborarea, dar am reluat-o și suntem prieteni buni și dacă mă urmărești, sunt sigur că vom putea face treaba bună și prin intermediul televiziunii tale Pulse TV, pentru că voi fi săptămânal
cu live-uri din, din My Home, din căsuța mea, din My Living Room, cu diferite cover-uri și piese personale, bineînțeles, pe piese proprii. Și vom putea face treaba bună în continuare, așa că Felicia, mulțumim tare mult pentru sprijin și ne vedem mâine, ok, live la tine, la Pulse TV. Mircea Iliescu, Conexor, cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, este cel mai bun DJ român cunoscut aici în Canada. Mi-a fost alături de la prima colaborare când a venit, dacă nu mă înșel, în 2010 sau când a venit, sau 2000, ceva de genul. Și mi-aduc aminte, acum 2 ani sau 3 ani, acum 3 ani, am fost în acea seară de Revelion, am fost la 3 evenimente, am făcut un tur de evenimente și a fost minunat. Acum știu că ești în Costa Rica împreună cu soția și cu prietenii tăi și vă urez distracție faină. Știu că e bine și cald acolo și la noi e bine și cald, în casă. Afară a nins un pic, dar sunt sigur că sunteți bine și mulțumim tare mult că la fiecare eveniment care face și de 1 decembrie am fost live cu voi. Și uite că îmi găsesc cuvintele. De obicei nu-mi place să vorbesc foarte mult pentru că sunt artist și îmi place să cânt. Cred că am primit acest dar de la Dumnezeu. Dar a fost momentul și este momentul să vă mulțumesc, pentru că fără voi ne era mult mai greu sau chiar imposibil aici în Canada să fim. Așa că mulțumim tare mult încă o dată, Mircea Conexor. Arca TV, da, Arca TV, sunt prietenii mei din state. Sunt sigur că vom mai colabora, am fost și de 1 decembrie, am fost live cu voi. Mulțumesc încă o dată, Lucian Blaga și Adi Ardelean. Ardelean al meu din Maramureș, care e din Montreal, acum stă în Montreal și mă susțin de fiecare dată când am vreun proiect nou, spune, Paul, ai ceva nou să spui, cum ai, dragă, vin la emisiunea ta, facem live și așa mai departe. Și sunt niște oameni super faini și mulțumesc încă o dată că îmi sunteți alături. Ok, Raul Dudnic, realizator TV, are, nu mai are rost de nicio prezentare, pentru că la fel și el este de foarte mulți ani aici și suport de această comunitate a românilor din Canada, emisiunea Noi Românii pe Omni TV. La fel și el a fost alături și mulțumesc încă o dată și îi urez sărbători fericite. Adia, de la am zis de tine, nu mai zic încă o dată că o să turci și totul mai zice, dar de câte ori zici de ăsta, da? Gata, așa? Arca TV, Lucian Blaga și uite că lista s-a terminat, dar încă o dată, ce să zic, mulțumim tare mult pentru că fără voi știi cum e, ca orice om are nevoie de un șut în fund, cum se zice, de a merge înainte și vă mulțumesc că ați crezut și credeți în continuare în talentul meu și ceea ce îmi doresc eu să dezvolt aici în Canada și nu numai și în America, să ajung să cânt și acolo, dar din cauza pandemiei nu am ajuns, dar sper în primăvară să ajung și să salut și pe Oli Brenda, care este în stat, în Detroit, și m-a invitat de fiecare dată, dar din păcate n-am putut ajunge încă, dar o să ajung cât de repede. Haideți să mai cântăm, să vă mai colind. Vreau să încep cu această piesă, dar să cânt acum Feliz Navidad, piesa care ai rupea și piesa de perfect când mergeam cu cei de la Orca. Și pentru cei care mă urmăresc, că pot să cânte cu mine, ok? Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Essa mensagem? Essa não é a mensagem mais santa? Mai stăm puțin, nu mai stăm foarte mult. Încă o dată mulțumim tare mult pentru sprijin, cei care ați donat încă o dată jos pălăria. Până de anul nou aveți timp să tot votați. O să găsiți aceste două link-uri pe paginile mele oficiale, Paul Panit Official și pe Instagram Paul Panit Official la fel. O să găsiți cele două link-uri de PayPal și de e-transfer și vă mulțumesc încă o dată. Daniela, sper să bucure și familia ei de aceste mici atenții din partea noastră. O să vreau puțin tableta pentru că am pregătit niște versuri. Vreau să mai cânt o ceveste minunată și cealaltă colinde pentru că lumea sigur cere aceste colinde. Ok. Vreau să vă întreb care sunt, să spunem așa, cele mai frumoase amintiri de Crăciun. Dacă mă întrebați pe mine, mi-aduc aminte de lucrurile simple care le trăiam împreună cu sora mea când adormeam la lumina brăduțului și simțeam acel miros de portocale. Acum copiii, bineînțeles că mărțim și nu se mai bucură de acest lucru. Își doresc LOL și alte chestii de jucării și așa mai departe. Dar noi ne bucurăm de lucrurile simple și ne mișcă de fiecare dată aceste sărbători frumoase. Vreau să vă spun de bunica mea de 95 de ani care m-a conectat în această dimineață. A fost un moment emoționant, m-a sunat și mi-a cântat o ceveste minunată și a făcut să plâng. N-am văzut-o de aproape 3 ani, a trecut foarte repede timpul și iată că suntem aici, suntem departe de familia noastră, de cei dragi. Eu sunt un norocos pentru că am soția aici și fetița și mama, tata și sora, cumnatul meu și toată familia. Dar alții care nu și-au văzut familie, cu atât mai mult acum cu această pandemie, n-au putut să-și vadă persoanele dragi de foarte mult timp și da, sperăm cu toții să avem una mai bun, mai plin de sănătate și bucurii, că la urmă mi-a ajuns să te bucuri de lucrurile simple. Anul trecut ne bucuram, ne doream, aveam fiecare dorință de la noul an, dar anul acesta nu știm ce să ne mai dorim, pentru că na, a apărut o nouă turbină acum, dar nu vreau să mai dezvolt acest subiect în sfârșit, pentru că se știe, știți cu toții. Dar a apărut vaccinul, așa că o să fie bine. A primit versurile?
Ok, nu prea le văd eu cu asta, dar odată cu vârsta. Oricum, e ok, ok, că știu, în principiu nu e nicio problemă. No, e ok. Ceresc cu toții al lui Michael Bublé. Have yourself a merry little Christmas. Bucat de Crăciun fericit, mulțumim tare mult că sunteți alături. Vă iubesc. Here we are, as in all the days.
happy golden days of yore. Faithful friends you are, dear to us. Gotta need you us once more. We all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. A merry little Christmas now. Jingle bell, jingle bells, jingle all the way. Sper că v-ați simțit bine această seară minunată. Mulțumim tare mult pentru mesaje, a scris foarte mulți. Și hai, mai stăm 5 minute să vă citesc mesajele. Diana, Crăciun fericit, mulțumesc tare mult. Era încă o dată, mulțumesc. S-a rezolvat? Ok. Cătălin, Crăciun fericit și sănătate maximă. Cătălin Arabu, te pup, salutare. Crăciun fericit. Felicitări tuturor fetițele tale minunate. Laurențiu, te pup, Sorin Ardelean, salutare, ceau. Crăciun fericit, Julian Mel, salut. Betty Rozalea, Crăciun fericit, salutări la Baia Mare. Mulțumim tare mult încă o dată și sponsorilor mei, sunacasa.com, o să vă anunț câștigătorul în această seară, zile următoare, pentru că trebuie să aleg cea mai frumoasă urare. Și de an minunat și un an nou fericit, plin de bucurie și de sănătate, că asta e cel mai important. Mulțumesc că ați donat în această seară. Mâine vă aștept împreună cu Felicia Stepan și pe pagina mea oficială și pe Pulse TV. Vă pup și vă iubesc. Here we are, as the golden days, happy golden days of yore. Faithful friends you are, dear to us, gotta lead to us once. Today's we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Să Paul Panit, Crăciun fericit. Thank you.